ziua, dragi prieteni din Vărsător, haide să vedem pentru octombrie, pentru Vărsător. Haide să vedem. Vărsător, dragoste în relație, să vă gândiți la persoana pe care o iubiți. Să vedem. Nu vă despărțiți. Există risc foarte mare să vă despărțiți. Vorbiți despre o casă, despre o mutare, despre o afacere și să o faceți împreună sau să vă mutați împreună. Dar veți face afacere. Dar vedeți, mi-a ieșit acest sicriu în relație, în viitorul relației. Și poate însemna o ruptură. Dar pentru că este lângă această stea, trebuie să înseamnă că veți avea o transformare pozitivă. Relația va lua o întorsătură pozitivă. Totul va fi foarte bine. Poate să aveți un eveniment, de exemplu o nuntă, sau să vă mutați împreună și să amânați, să se întâmple ceva, să plecați undeva sau oricum amânați mutarea, să vă mutați împreună sau ceva. Apoi, dumneavoastră ați vrea să terminați relația femeia, zic. Dar nu o terminați, să știți. Vă schimbați permanent, o să aveți o schimbare dintr-o dată, dar nu veți fi singură, deci nu veți rămâne singură fără acest partener, femeia, despre femeie vorbesc. Nu veți rămâne fără el. O să aveți o schimbare, ceva se amână, nu veți rămâne fără bărbat, aveți de trecut un obstacol pe care îl treceți, să știți, îl treceți cu bine obstacolul, văd o călătorie pe care trebuie să o facă el, că stă să se gândească, oricum are sentimente bune, este bine. Doar că în această călătorie poate să fie întârziată sau face o călătorie la munte sau undeva. Dar poate să fie și ceva întârzieri sau anularea mutării, întârzierea unei călătorii. Nu, deci veți fi împreună, veți fi împreună. Doar că pe femeie o văd că își dorește foarte mult să fie singură. De ce? Nu știu. Își dorește să fie singură, să termine relația. Sau nu știu, astea două înseamnă un centru de recuperare sau fitness sau ceva de gen. Nu știu de ce mi apare asta.
În dragoste arată că nu vă despărțiți, deși vă doriți, femeia parcă își dorește să divorțeze sau... Dar nu divorțați, să știți. Aici muntele cu ursul. Tot dietă, restricții. Nu puteți pleca, aveți ceva restricții. El nu poate călători. Poate fi vorba despre o relație la distanță care este pe cale de a se termina, dar nu se termină. Amânați multe lucruri, nu puteți să vă mutați deocamdată împreună. Depinde acum de persoane, da? Nu puteți să vă mutați împreună, parcă femeia are o situație, el are altă situație. Dar împreună veți fi și veți rămâne împreună. Dar deocamdată poate că nu locuiți, dar vă veți muta împreună, da? Văd vești despre mutare, oricum întârziere, dar va fi. Cu fidelitate, văd eu. Cam asta a fost pentru vărsător. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.